Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o ediție specială a știrilor Muntenia TV, o ediție în care, așa cum v-am obișnuit de mai mult timp, îl avem invitat pe domnul primar Nicolae Barbu, căruia îi spun bună seara și bine ați venit alături de noi din nou. Bună seara! Suntem la sfârșitul lunii noiembrie, o perioadă în care cei mai mulți ne ducem cu gândul deja spre luna decembrie, spre sărbători, spre lucruri frumoase, doar că dincolo de asta și dincolo de campania electorală, care iar este un subiect de strictă actualitate, revine în actualitate un subiect fierbinte mai acum vreo câteva luni, tras pe linie moartă așa oarecum în ultimul timp. Este vorba despre zona liberă. Și chiar ieri au apărut niște noutăți legate de acest subiect, niște noutăți despre care v-aș ruga pe dumneavoastră să ne povestiți. Ați început bine discursul dumneavoastră. Intrăm într-o perioadă în care binele trebuie să triumfe, în care sufletul să fie deschis. Intrăm în perioada sărbătorilor de iarnă. Iată, suntem în preziua Sfântului Andrei și nimic nu e întâmplător. Și această veste, cum că în disputa de 4 luni aproape dintre Consiliul Local Giurgiu și Consiliul Județean privind administrarea zonei libere, prefectul a avut ultimul cuvânt, instituția prefectului a avut ultimul cuvânt și nu că a dat curs cererii noastre de aproape 4 luni privind nelegalitatea acestei hotărâri de Consiliu, ci faptul că lasă prin acest demers instanța să fie cea care decide cine are de partea cui este dreptate. Haideți să explicăm puțin despre ce hotărâre este vorba, cui hotărâre, pentru că subiectul, cum spunea și dumneavoastră, au trecut ceva luni de atunci. Să o luăm de la calendele grecești. Să o luăm de la început ca să se înțeleagă subiectul. În 2004, printr-o hotărâre de guvern, 1234, dacă nu mă înșel, se transmitea din proprietatea statului, în proprietatea Consiliului Județean, terenul aferent zonei libere Giurgiu și administrarea zonei libere se dădea societății SC, administrația zonei libere Giurgiu, o societate unde Consiliul Județean avea un acționar majoritar. Și se, în acest mod, statul nu-și mai îndrepta, administrarea și puterea către o entitate juridică, se dădea prin aceste hotărâre dreptul administrației locale, în speță Consiliul Județean la vremea respectivă, să se ocupe de acest aspect. În 2008, pentru că atunci când s-a dat în 2004, a fost o lucru unic la Giurgiu. În toate celelalte zone libere, administrarea s-a dat către Consiliul Local al orașului, localității sau municipiului de pe raza teritorială unde era amplasat acea zonă liberă. La Giurgiu, ca o noutate, datorită problemelor între Consiliul Județean și Consiliul Local, între apartenența politică a Consiliului Județean și a Consiliului Local, s-a dat la Consiliul Județean. Lucru care se îndreaptă și printr-o hotărâre din 2008 se cedează administrarea de către Consiliul Județean Consiliului Local, se cedează acțiunile pe care le avea Consiliul Județean la administrația zonei libere către Consiliul Local. O hotărâre a cui? A Consiliului Județean. Și contrabalansată de o hotărâre a Consiliului Local de preluare. Adică se face o cedare a acestor active și Consiliul Local preia aceste active. Da. Lucrurile au fost corecte și din punct de vedere legal. Consiliul Local își intabulează și înregistrează dreptul de administrare a zonei libere prin societatea comercială administrația zonei libere, își înregistrează la registrul acționarilor acțiunile care le-a primit gratuit de la Consiliul Județean și lucrurile merg pe un făgaș normal. Vreau să spun că în 2008 societatea, când a fost preluată de la Consiliul Județean, avea datorii de 17 miliarde. Avea o angajare cu credite foarte împovărătoare, avea un număr de 200 și vreo 30 de salariați, 240 de salariați, deci era împovărată de creanțe, de datorii
și de obligații. Ușor, ușor, prin administrarea bună care s-a făcut de către Consiliul Județean local, în sfârșitul anului 2012 societatea intră pe profit. Și în acest moment are o situație financiară foarte bună, deci are profit an de an, își realizează programul de investiții, dezvoltă zona respectivă, participă împreună cu Consiliul Local, cu Primăria și cu un partener privat la un proiect european depus direct la Bruxelles, își modernizează drumurile de acces, își modernizează cheul. Deci o activitate corectă, eficientă și rentabilă din punct de vedere al administrării zonei libere Giurgiu. Chiar dacă, v-am spus, s-au preluat cu un pasiv foarte împovărător. Credite la bănci și datorii către terți, plus o pierdere contabilă de aproape 17 miliarde. În 2016, că aici apar lucrurile, se schimbă conducerea Consiliului Județean și, contrar așteptărilor tuturor, inclusiv a mea personală, printr-o hotărâre, printr-o ședință extraordinară, chiar dacă este o hotărâre de patrimoniu și ea trebuie să-și urmeze un proces de transparență, printr-o hotărâre extraordinară, peste noapte, așa, se anulează acea hotărâre care a fost dată în 2008, să retragă acțiunile de la Consiliul Local și să trec în proprietatea Consiliului Județean, automat, în accepțiunea dumnealor, trecându-se și administrarea zonei libere Giurgiu prin societatea respectivă. Când s-a dat această hotărâre, Consiliul Local a fost înștiințat în vreun fel înainte de a se... Nu, v-am spus că supărarea mea vine, personală, vine și din acest punct. Se putea discuta, vorbim de același partid, vorbim de aceeași, eu știu, chiar dacă nu este politică și s-a încercat să se denatureze, eu știu, de la partea administrativă. Este o legătură între două instituții ale administrației locale și județene, dar până la urmă discutăm, ne desparte decât o intersecție. Până la urmă avem o relație, eu știu, deschisă între Consiliul Local, Consiliul Județean, primar și președinte de Consiliul Județean. Deci ar fi trebuit să purtăm o discuție. Uite, vrem să luăm, nu e legea încălcată, a încălcat Beianu, Iliescu, n-a încălcat. Orice motiv putea fi adus în discuție, dar discutam. Noi am aflat pe data de 8 august că în data de 9 va fi o ședință extraordinară în care ultimul punct pe ordinea de zi este și acesta de preluarea acțiunilor de la Consiliul Local și preluarea și administrării zonei libere. Am făcut o adresă către Consiliul Județean în care le reamintim că în baza articolului 98 din legea 31/90 republicată, legea societăților comerciale, potrivit cărora dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarația făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu semnat de cedent și cesionar. Deci doar prin voința ambelor părți puteam să facem acest lucru. Nu au ținut cont de adresa noastră și le spuneam că nu sunt îndeplinite și că va rămâne un simplu acord de voință fără eficiență juridică. În data de 9 se supune atenției consilierilor, se votează și apare celebra hotărâre numărul 14 sau hotărârea din data de 9, nu știu ce număr i-au dat, că ulterior am avut, în care dumnealor revocă tot ce 2008. A fost în 2008 și își trec în proprietate printr-un gest unilateral. La vremea respectivă, noi facem o adresă către instituția prefectului în care spunem că, după ce am luat la cunoștință, să solicite instanței anularea acesteia în situația în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. Ori îi rugăm să analizeze situația, hotărârea adoptată sub aspectul nelegalității și să dispună atacarea în instanță de contencios administrativ. Asta era în luna august. În luna august, pe data de 9 august 2016, la câteva ore după ce am avut cunoștință că s-a aprobat în cadrul Consiliului această hotărâre. Și le spuneam că această hotărâre încalcă expres prevederile articolului 1 aliniatul 6 din legea contenciosului administrativ, potrivit cărora autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral
nelegal poate să solicite instanței anularea acestuia în situația în care nu mai poate fi revocat. Deci, dumnealor trebuia să-și urmeze calea justiției, să conteste, să atace acel act făcut în 2008. Nu era nicio problemă. Când se încheiau treburile, ce spunea instanța, ce decizia o lua, aceea era obligatorie pentru ambele părți și ne supuneam decizii legale. Acest act, o îi spun mișelesc, dar care nu și are niciun rost. Da, dumneavoastră ați avut în care după aceea vreo discuție? Ambele părți își doresc dezvoltarea zonei. Cel puțin la nivel declarativ, așa este. Am înțeles, dar ați avut ulterior vreo discuție cu reprezentanții Consiliului Județean din care s-a aflat de ce? Ce motivează? Vă dați seama că au fost discuții, cunoaște ce s-a întâmplat în august, am ieșit într-o conferință de presă la vremea respectivă, chiar foarte supărat. Față-n față. Chiar foarte supărat, la un moment dat, eu știu, temperamentul meu vulcanic, înfrânat de multe ori sub aspectul, eu știu, al emiterii unor cuvinte sau unor decizii sau unor declarații mai dure așa. Ulterior ne-am întâlnit la partid, cunoașteți, am declarat că nu este o acțiune politică, că este o acțiune administrativă și trebuie să ne întâlnim. Și s-a rămas la vremea respectivă că vom discuta, vom vedea care sunt situațiile și crezusem că să opresc lucrurile. Și ați discutat? Păi am discutat, dar până la urmă acei directori, acei directori din Consiliul Județean și-au urmat... Au trimis la registru, la oficiu, registru acționarilor și la registrul comerțului să anuleze acțiunile municipiului și să le treacă lunar. Noi am luat act de acest lucru, am făcut o întâmpinare, am blocat acțiunea Consiliului Județean, am făcut acțiune în instanță privind anularea actului Consiliului Județean și lucrurile își urmau făgașul normal, corect, în instanță. Următoarea acțiune, și aici apare supărarea, următoarea acțiune în luna august, și de aici vin toate, eu știu, repercursiunile asupra bunului mers în cadrul zonei libere. Să știți că acei administratori care au concesionat, acele firme care au concesionat teren, nu le este indiferent ce se întâmplă cu zona liberă. Această luptă, aceste acțiuni în instanță, această contestare a unui drept de către cealaltă parte și contestarea în instanță nu creează un confort firmelor? Ei nu mai știu ce să mai... La vremea respectivă sunt firme care doresc să se dezvolte. Firme care doresc să facă investiții. Investiția trebuie intabulată în cartea funciară. Ori, ceea ce a făcut Consiliul Județean în perioada următoare, până luna octombrie, este că au mers la cartea funciară, la OCPI, și în baza hotărârii de Consiliu, chiar dacă nu au omis să spună că suntem în instanță, că este contestată în instanță de către administrația locală și că nu poate să-și producă efecte atât timp cât nu este și voința celelalte părți, li s-a înregistrat și au fost radiate toate drepturile de administrare ale Consiliului Local asupra cărții funciare. Și în acest moment, firmele din zona liberă s-au trezit că dacă vor să facă o investiție, nu știe unde să se adreseze. Se adresează societății comerciale, administrarea zonei libere, ca cel care administrează conform hotărârii de guvern din 2004 zona liberă, sau se adresează proprietarului care este Consiliul Județean și acesta trebuie să-și dea acordul să se înregistreze. Le spuneam colegilor dumneavoastră de la alt post de televiziune într-un interviu că mai pe românește, mai un exemplu mai clar pentru cetățeni, pentru că sunt lucruri juridice și de multe ori ne pierdem în aceste cuvinte cuvinte și noțiuni juridice încât omul de rând poate nu înțelege. Este simplu. Să zicem că primăria are un teren, proprietate, și îl concesionează unei persoane să facă un restaurant, să facă o activitate comercială. Și după 5 ani, observă că îi merge bine acelui comerciant, vine și îi spune, zice, stai așa că nu-ți mai dau. E terenul meu și eu iau orice decizie vreau pe terenul meu. Chiar dacă ție ți-am dat administrarea. Nu mai mă interesează administrarea ta, eu iau orice decizie vreau eu pe teren, că eu sunt proprietar. Dreptul de proprietate îți conferă anumite drepturi asupra acelui teren. Dar asta nu înseamnă că dacă ai încheiat un act legal de administrare
și ai dat altcuiva administrarea, nu mai poți să vii și să-i spui, stai că vreau să fac ceva, că-s proprietar. Se oprește dreptul de proprietate pentru că i-ai cedat administrarea. Și acum vin să spun că au mai fost niște adrese în care chiar de multe ori stau și mă gândesc, oamenii aceia care au redactat acest act s-au gândit la repercursiuni, s-au gândit ce înseamnă către investitorul din zona liberă aceste adrese? Spune, eu dat aici, pentru o bună funcționare a administrației zone libere Giurgiu S.A., pe această cale vă solicităm să procedăm de comun acord la desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu în conducerea administrației zonele libere Giurgiu, deci în conducere, și în adunarea generală a acționarilor. Pentru că astfel să putem să ne exercităm dreptul de proprietate publică asupra terenului în cauză și să administrăm eficient patrimoniul. Păi dumnealor n-au administrarea. Ei ne-au renunțat-o și au luat-o nouă, dar instanța trebuie să... Deci, în acest moment, Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu are administrarea zonei libere prin hotărâre de guvern. Nu poate printr-o hotărâre de Consiliu Județean să anuleze o hotărâre de guvern. Ea a fost dată clar prin hotărârea 1234. Atunci s-a spus, de zona liberă se va ocupa și o administrează zona, SC Administrația Zonei Libere S.A. Punct. Nu a spus că poate să o administreze altcineva. Nu, doar această societate. Ori la această societate, primăria are capitalul integral. Deci societatea care administrează este în subordinea Consiliului Local. Fiind în subordinea Consiliului Local, doar acesta va putea face. Oful lor este să aibă un reprezentant în conducere. Să aibă un reprezentant pe ce bază? Iar actul prefectului, instituției prefectului, de a suspenda efectele acestei legi prin prerogativele care are, lăsând instanța să se pronunțe și nemai dând loc de interpretări după cum dorește fiecare director din Consiliul Județean, este un act de normalitate. Un act care a venit la 3-4 luni după... Da, au avut timp să citească, adică să le studieze, să vadă unde este. Au termen 6 luni. Deci prefectul are termen în 6 luni să se pronunțe asupra legalității sau nelegalității unui act administrativ. Deci au venit în aproape 4 luni. Aproape. Adică ieri a fost anunțat oficial. Și în cazul ăsta, la acest moment, deci prefectura a atacat respectiva hotărârea Consiliului Județean, nu-și mai produce efecte, din câte știu eu. Asta înseamnă că la acest moment rămâne în vigoare vechea... Exact, suntem la situația de dinaintea acelei hotărâri. Deci totul este Consiliul Local este Consiliul Local care... este... SC Administrația Zonei Libere are dreptul de administrare, poate încheia documente, poate acorda prelungiri de contracte, poate încheia licitații, poate organiza licitații. Este exact dreptul unui administrator de a-și exercita mandatul. Dar în perioada asta, cât a fost în vigoare acea hotărâre a Consiliului Județean, Administrația Zonei Libere nu mai putea face toate aceste... Păi, dacă observați ce adrese li s-a trimis, să aibă grijă că dacă încheie vreun act e penal, dacă discută cu vreo societate care dorește să investească, e o problemă că își depășesc atribuțiunile, toate aceste firme trebuie să vină să discute cu Consiliul Județean. La un moment dat, cei de la Administrația Zonei Libere le-a dat un răspuns și spune, trebuie să aveți în vedere că în cazul în care vor exista consecințe asupra societăților și asupra persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în zona liberă Giurgiu, acestea pot pune într-o lumină total nefavorabilă climatul de afaceri și dezvoltare în perspectiva municipiului și județului Giurgiu. Deci, ne plângem că nu avem investitori, că nu atragem investitori și când îi avem, îi băgăm în... Este supărarea stăpânilor sau cearta stăpânilor, bucuria nebunilor. Mai vreau să vă întreb, în aceste discuții pe care le-ați avut cu reprezentanții Consiliului Județean, care este motivația pe care o susțin ei pentru acest demers? De ce vor zona liberă? Drumul oficial spre Iad e tapetat cu bune intenții. Și am spus tot. Da. Ceea ce nu o să înțeleg niciodată este această dorință arzătoare de a prelua zona liberă sub orice formă. Păi asta e ideea. De ce? Și de a o transforma în parc industrial. Deci, ideea de parc industrial știți că a fost tema mea de campanie electorală privind atragerea de investiții și crearea unei zone de dezvoltare industrială în Giurgiu. Dar nu se poate face venim, stai că nu o faci tu, o facem noi. Atâta timp când prin administrarea care s-a făcut de către Consiliul Local a zonei libere s-a demonstrat
că a fost o administrare eficientă, corectă și benefică orașului. De ce această înverșunare? Pentru că acum suntem în instanță, da? Se va judeca un an, doi. Un an, doi va fi o stare de incertitudine în zone libere. Noi aveam proiect împreună cu administrația zonei libere, municipiul Giurgiu și un investitor privat cu acel port trimodal. În momentul în care se schimbă acționariatul la una din părți, crea o problemă însăși în derularea proiectului cu finanțare europeană. Pentru că unul din parteneri avea o problemă, nu mai putea să facă investiții pe drumul acela, pentru că nu mai avea administrarea zonei libere. Îi se luase prin acel act nelegal. Ori cât timp își producea efecte, acest director spunea, păi eu acum ce fac? Pot să dau drumul la licitație să asfaltez drumul cu banii europeni în zona liberă? Sau mi s-a pus în vedere că nu mai am voie să administrez? Că asfaltare înseamnă administrare. Eu mai pot să accesez banii europeni atâta timp când mi se spune că nu mai am administrarea? Și în ce bază li s-a spus că nu mai au administrarea? În baza unei decizii a unui jurist, dar dumnealor a ajuns mare director. Da, asta este. Sunt supărat pentru că nu s-au oprit lucrurile aici. Am tot tăcut lunile acestea, am crezut că se liniștesc și acum, în ultima perioadă, văd un atac mediatic în presa locală de discreditarea zonei libere, de discreditarea conducerii, o formă mârșavă în care nu știu ce se dorește. Doresc să o falimenteze cum era sau poate că asta se dorea și în 2008 să fie, să ajungă în faliment ca să poată să se închidă și să zică gata, nu mai avem nevoie și atunci o luăm noi sau o facem, sau se dorește acum falimentarea. Pentru că au apărut pe o presă online girată și susținută financiar de către Consiliul Județean tot felul de materiale în care se aduc tot felul de acuzații zonei libere tocmai pentru discreditare. Că situația Giurgiu este incertă, că disputa creează probleme și că oamenii din zona liberă nu mai știu ce să facă, că s-au făcut investiții haotic și merge... Asta ar fi... din discuțiile pe care le poartă salariații din zona liberă. Că s-a luat un credit în 2016 și că fundamentarea lui nu erau bine și că nu mai au bani, că nu mai pot să lucreze și că, și că. Mai nou, că se aruncă cu bani, bineînțeles, punându-se poza primarului și a directorului de la zona liberă, că se aruncă cu bani în nunta de la zona liberă cu ocazia aniversării a 20 de ani, că s-au cheltuit 1500 de lei pentru organizarea acelei zile și vezi, Doamne, se aruncă cu bani atâta timp că societatea are profit și are profit peste 10-12 miliarde. Vii să spui că s-a făcut o cheltuială de genul acesta? Păi și legea îți permite să faci cheltuieli de genul acesta și să ți le deduci din impozit, fără să mai iei din profitul societății. Dar e ușor să... Nu știu ce să dorești. Deci, efectiv, nu știu ce să vrea. Deci, cert este că până una alta, până când justiția își va spune cuvântul, și apropo de asta, e atacată în contencios, deci judecătorii de la tribunal vor... În acest moment se suspendă toate procesele pe rol. Se va judeca cu prioritate. Bun, și după ce judecătorii dau un verdict, există posibilitatea unor căi de atac? Adică a dat câștig de cauză primăriei, să zicem. Poate Consiliul Județean să atace? Deci, instanța va stabili ce trebuie făcut. Noi trebuia să, și dumnealor trebuia să lase instanța să judece. Nu știu de ce această grabă. Pentru că nu s-a ajuns la nimic pozitiv. Ba mai mult, a inflamat tot ce înseamnă mediul de afaceri din zona liberă. Orice posibil investitor se gândește de 10 ori dacă mai intră în zona liberă când vede că se ceartă Consiliul Județean și cu Consiliul Local, ambele ale PSD-ului. Și o să zică, bă, dacă nici politic nu s-or înțelege ăștia, dacă nu se înțelege nici ca oameni, nici ca unități administrativ-teritoriale, nici ca instituții, de ce să ne băgăm noi acolo? Că or să certe tot timpul între ei. Și atunci, asta este, eu vin în privat și un om de afaceri nu se așează dacă este o situație conflictuală. Și nu o să înțeleg niciodată, nu este o chestie politică, o să spun că n-a fost politică și o spun tot timpul, numai că această dorință rapidă de a prelua zona liberă cu orice risc și trecând peste orice considerent de rentabilitate, de, eu știu, eficiență, nu aduce progres în zona liberă. Nu o să aducă niciodată ceea ce își doresc dumnealor, că o să aducem să ajutăm orașul, că aducem investitori. Nu, prin starea asta de incertitudine nu aducem investitori.
Da, o să vedem ce. Eu vreau să transmit și firmelor din zona liberă și cetățenilor orașului că nu m-au investit cu această demnitate de primar să cedez patrimoniul municipiului. Mă voi bate pentru fiecare metru de pământ al municipiului, mă voi bate pentru fiecare leu al municipiului, indiferent că voi ajunge la o ceartă politică sau de altă natură. Pentru că nu mi se pare normal să cedăm din patrimoniul municipalității către un Consiliu Județean care nu are un viitor cert în eventuala regionalizare a României. Și atunci, de ce să dăm unei entități să administreze ceva când peste 4 ani poate să desființează Consiliul Județean și apar regiunile? Și o să spună tot patrimoniul de la Consiliul Județean trece la regiune. Și atunci o să treacă patrimoniul de la administrația zonei libere și de la zona liberă, o să treacă la regiunea care are sediu la Ploiești sau la Pitești. Și o să ne ducem și în loc să rămână aici, al municipiului, și pentru dezvoltarea orașului, o să ne ducem să luăm semnături după la Ploiești sau de la Pitești. Pentru ce? Pentru ce această luptă? Pentru ce această, eu știu, decizie de a tulbura apele atunci când mergeau bine? E o întrebare la care probabil la un moment dat vom afla și un răspuns, dar până atunci rămâne la latitudinea justiției să ia o decizie și să stabilească până la urmă cine are dreptate. Aș fi vrut să mai discutăm și un alt subiect în această seară, dar ca de obicei timpul e scurt și putem subiectul să-l începem. Putem să-l începem, haideți să-l începem. A început nisoarea? Cum ne prinde? E un pic ne așa, pregătiți? Ne-a speriat un pic că suntem pregătiți și nu suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru că indiferent ce s-ar întâmpla, avem sursele financiare, avem posibilitatea să găsim formele ca să trecem peste o eventuală nisoare abundentă. Din punct de vedere al încredințării și al semnării contractului cu societatea primăriei, suntem un pic întârziați tot datorită problemelor legislative. Știți că noi am făcut un ADU cu Malu și cu Vedea să putem da acest serviciu unei societăți a primăriei. Avem societatea Giurgiu Servicii Locale. Am preluat de la ADPP utilajele, am preluat de la fostul operator aproape 300 de tone de nisip și sare, am preluat aproape 10 metri cubi de clorură de calciu, deci avem posibilitatea... Tot ce ne trebuie, dar nu avem trebuie contract. Să le facem. Acum ne-a speriat un pic așa ca să nu ne lăsăm pătânjeală și până la urmă să semnăm și contractul. Dar v-am spus, nu se pune problema deci de a ne prinde nepregătiți. Deci dacă mâine vine un viscol serios, Doamne ferește, și vine zăpadă serioasă, nu ce am avut până acum, și contractul nu e semnat, avem orașul dezăpezit? Avem orașul dezăpezit pentru că putem găsi o formă rapidă și în aceea zi. Deci ei sunt pregătiți ca societate pentru că au preluat activele care erau ale ADPP-ului și ADPP-ul este tot societatea primăriei, deci nu e problemă dacă încredințăm sau transmitem în regim de urgență să apuce să facă acele lucruri. Deci avem utilaje, avem sunt utilajele, oameni, avem oameni, materiale. Sunt, de la 1 ianuarie vom prelua și serviciul de măturat, se vor angaja aproape 70-80 de măturători de la societatea care a avut serviciu de la financiar urban, mare GSL-ul încă vreo 50-60 de salariați, cu 70 preluați, ne ducem 120-130, iar întotdeauna când au fost situații din acestea mai de urgență sau, eu știu, toate societățile primăriei s-au unit, s-au mobilizat și au oferit sprijinul logistic necesar ca să ieșim din situația de urgență. Și așa, per total, iarna 2016-2017, sunt pregătite societățile primăriei, GSL-ul. Noi am avut ieri un comandament de iarnă doar cu societățile primăriei și cu personalul din cadrul primăriei. Am stabilit fiecare ce are de făcut. Pe data de 8 decembrie vom avea un comandament cu toți factorii de răspundere din municipiu, inclusiv societățile ISU, poliție, jandarmerie, Crucea Roșie, spital și tot ce mai înseamnă instituții care sunt în cadrul, sunt cooptate în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
Ceea ce vă spun că prin credința mea și prin credința oamenilor nu vom avea zăpadă în luna decembrie. Vom avea decât așa cât să ne tăiem, să tăiem porcul și să-l tăiem cu un pic de zăpadă, să ne facem sărbătorile de iarnă. Din ce am înțeles și de la INMH, și adevărata iarnă va veni cam fiecare an în ianuarie-februarie. Vă mulțumesc frumos! Două subiecte, cum spuneam la început, de actualitate. Sper că fiecare a înțeles ce era de înțeles, din, mai ales din subiectul zonei libere. Ca de obicei, vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și explicații și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Vă doresc tuturor o seară bună și ne vom revedea curând. La revedere!